Primarul municipiului Roman a declarat că după o analiză serioasă și după consultarea a mii de romașcani s-a decis ca și anul acesta bâlciul anual, care se va desfășura în perioada 28 iulie-6 august, să fie amplasat tot în bazarul orașului, în ciuda nemulțumirii locuitorilor din zonă. Tot. Am vrut să-l schimb în obor, dar a fost net dorința ca să rămână în această locație din partea populației romașcani. Și când spun net, peste 80%. Da. Și am avut câteva încercări acolo cu câteva organizări, după cum știți, care s-au dovedit eșec. Și atunci, cum să spun, a greșit omenește, a persistat în greșeală-i prostie. Primarul spune că pentru că bâlciul este cea mai îndrăgită distracție estivală a romașcanilor, trebuie să existe înțelegere privind necesitatea amplasării sale într-un loc accesibil. Cu atât mai mult cu cât acesta este și o sursă anuală de venit pentru o parte din romașcanii care locuiesc în zonă și pot obține venituri din închirierea curților sau a porțiunii de trotuar din fața caselor, în favoarea vânzătorilor ambulanți care își expun tarabele în aceste locuri. Odată pe an, o săptămână, se mai bucură și ei că atunci când închiriază mai încasează ceva lovele. O săptămână, odată pe an, chiar uitați, sunt activități Oktoberfest în Germania, da? Durează 3 săptămâni. Acolo nimeni nu se plânge, acolo spune, domnule, asta e distracție, e băutură, e veselie, cu toții zâmbim, râdem și ne simțim bine. Noi avem și sistemul ăsta un pic câteodată mai cărcotaște, adică am vrea să se întâmple foarte multe lucruri, foarte repede, să se modernizeze, să se schimbe, dar pe mine să nu mă deranjeze nimeni. Nu se poate așa. Că și eu i-am spus lui nevastă mea, n-ar fi bine să vă ruim în casă? Da, dar fără să strângi nimic. Și eu când vin seara îți găsesc curat. O să că nu se poate, nu poți să fac așa. Și dau dreptate. Deci sunt și unele lucruri. Niciodată nu poți să fii numai pe plus. Întotdeauna ești plus cu minus. Dar important e ca balanța să fie înclinată în zona plusului. Adică să ieși, nu poți, pentru că așa ai lăsat. Uitați, de la japonezi, yin și yang, dacă mergem de la credință, raiul și iadul, nu există una fără alta, alb și negru. Asta e situația, binele și rău, permanent. Dacă ar fi numai în rai, dar acolo îmi vedea mai târziu. Eu îmi doresc cât mai târziu să ajung să văd. Au existat mai multe voci care au propus ca bâlciul anual să fie organizat în incinta oborului de vite din strada Primăverii, dar primarul a spus că s-a încercat ca acolo să se desfășoare mai multe activități, precum târgul de toamnă, târgul de mașini, târgul de vite, piața de gros și nu toate au fost profitabile din cauza amplasării acestui loc mult prea departe de oraș.